câteva minute vreau să vorbesc puțin despre ceea ce a trecut. Efectiv, la echipă, la lot și ce propunem mai departe. După cum ați văzut, am avut o primă etapă nereușită la Târgu Mureș cu Hermannstadt, după care băieții și cam toată echipa și-au dat seama de prima etapă nereușită și am revenit la un joc mult mai bun. Am și demonstrat cu Craiova prin câștigarea acelui meci. Puteam chiar să câștigăm și la un scor mai mare, dar așa e fotbalul. După care deja s-a văzut și la jucători și la ceea ce se vede pe teren o îmbunătățire a jocului. Sperăm în continuare să ținem tot așa. Între timp au mai venit și alți jucători noi care încă nu sunt la nivelul echipei. Aici mă refer la Karnitsky sau la Mensah, dar și ei lucrează la foc automat ca să ajungă restul colegilor și sperăm ca în cel mai scurt timp și ei să fie la 100%. Vreau să felicit chiar după meciul de ieri echipa națională a României la Under-21 pentru rezultatele obținute și aici normal ne bucură faptul că avem doi băieți care au jucat, chiar Ștefan a jucat în ambele partide și eu zic că a jucat bine și a făcut datoria. Și Rus, care a intrat la meciul de ieri din primul minut și eu zic că și el a pus umărul la victoria echipei. Și normal le dorim baftă ca să atingă obiectivul și să meargă echipa anul următor în Italia la europene. Să revenim la oile noastre. Continuăm programul de pregătire, mergem înainte. Sperăm ca locul pe care îl ocupăm în momentul de față să-l ocupăm cât mai mult timp și normal să ne atingem și noi, nu pot să spun obiectivul, dar dorința și cam ceea ce visăm, să ajungem unde visăm. Normal, încă dorim să mai aducem un vârf, un atacant, încă în momentul de față nu am găsit un atacant pe care putem să-l aducem și normal să aducă plusul echipei. Suntem în căutarea acestui jucător, dar dacă o să apară și o să găsim acest jucător, atunci normal o să vă ținem la curent și să vă anunțăm acest jucător. Vă mulțumesc! Da, bună ziua! Și eu aș vrea să felicit echipa națională de tinere pentru rezultatul de aseară și implicit pentru cel din Portugalia. Au fost două victorii frumoase și cred eu că ne-a apropiat de campionatul european. Este un lucru formidabil că avem și doi jucători care fac parte din echipa națională de tinere. Au și jucat în ambele jocuri, seară ambii titulari și ăsta este un lucru formidabil pentru clubul nostru, pentru până la urmă munca echipei este răsplătită și prin convocarea jucătorilor la echipa națională. Nu este ușor pentru noi în acest moment. Am avut trei jucători plecați și aici mă refer la cei doi, Adrian Ruș și Florin Ștefan, plus Sato, care a fost la echipa națională plecat și abia ieri s-a prezentat. De fapt, astăzi a făcut antrenament cu echipa, dar încă de ieri după amiază a sosit la Sfântul Gheorghe. Cei doi jucători care aseară au avut un joc foarte important, cu o încărcătură foarte mare, până în acest moment nici nu au ajuns la echipă, nu au ajuns în Sfântul Gheorghe. Și este foarte, foarte greu pentru noi în acest moment, pentru că nu știu dacă ne vom putea baza ei la acest joc. Timpul este foarte scurt, nu s-au pregătit cu echipa. Mâine mai avem un antrenament și plecăm spre București. Pentru că vineri ne așteaptă
un joc foarte, foarte dificil. Nu doar datorită adversarului, știți foarte bine că și terenul pe care se joacă la Chiajna este teren sintetic și sper ca băieții să se adapteze cât mai repede. Chiar dacă astăzi am făcut și noi antrenament pe teren sintetic. Dar, așa cum au arătat băieții în ultima perioadă, și aici mă refer inclusiv la antrenamente, nu doar la jocurile oficiale pe care le-am avut, suntem într-o formă bună. Sper că și la partida de vineri să arătăm într-adevăr o creștere și în jocul nostru. Și bineînțeles că ne dorim să câștigăm acest joc. Ne dorim să urcăm în clasament, nu să rămânem acolo unde suntem acum. Suntem într-o poziție bună, dar și eu și jucătorii ne dorim mai mult. Sper să și realizăm ceea ce ne dorim. Lansăm un pic de naționale din Red, având în vedere și rezultatele din ultimul timp la nivelul echipelor de club, e o cură de oxigen pentru a ține fotbalul românesc în lumea bună, pentru că pare că ne ducem în jos. Rezultatele, ce mai ce s-a întâmplat și cu CFR și cu Steaua, neavând după atâți ani echipă în cupele europene. Da, sigur, fotbalul românesc în acest moment nu trece prin cea mai bună perioadă, dar sperăm că acești băieți, generația actuală, care băieții care joacă la Naționala de Tineret și mai sunt jucători și mai tineri, și mă refer la jucătorii fac parte din Naționala de 19 ani, eu cred că se pot pune bazele unei echipe naționale puternice, dar asta necesită timp, foarte multă muncă, răbdare și știți foarte bine pentru că nu este prima dată când se discută de o generație, cum s-a întâmplat și cu câțiva ani în urmă, iarăși au fost generații foarte, foarte bune la nivel de tineret și până la urmă nu au confirmat. Toată România își dorește ca această generație să confirme și să ajungă la un nivel foarte bun și mare majoritate dintre ei să facă parte, să se regăsească la echipa națională de senior. Dar rămâne de văzut dacă băieții vor fi conștienți de valoarea lor, se vor pregăti în continuare sau mai bine decât au făcut-o până acum, să-și dorească mai mult. Depinde numai și numai de ei și, bineînțeles, de cine îi pregătește. Și antrenorii sunt foarte importanți. Să le insufle acea încredere pe care trebuie să o aibă și să-și dorească să ajungă la un nivel de performanță foarte înalt. Echipa națională de tineret în acest moment, am să spun că băieții sunt puțin norocoși, că au și un antrenor care a jucat la un nivel foarte ridicat, cu parte din echipa națională, a jucat foarte mult prin cupele europene și Rădoi, cred eu că este cel mai potrivit să antreneze în acest moment Naționala de Tineret. Perioada asta de pauză de două săptămâni mai mult v-a încurcat, v-a scos din ritm sau a fost o perioadă benefică? Nu știam despre această perioadă, vor fi meciurile echipelor naționale. Cred eu că ne-am pregătit destul de bine, am avut și zile în care am avut câte două antrenamente destul de grele, dar băieții au fost conștienți de importanța acestor zile și s-au pregătit foarte bine. Mă bucur că nu avem accidentați. Sper să fim în regulă și la ora jocului să arătăm, și cum am spus, o formă foarte bună și în jocul. Gabriel, how were these first seven rounds? I'm happy for what my teammates show until now. I think we are in the good way, and now we prepare for our we have six more until they stop,
and I hope we keep between the first place. Was this period that you hadn't have official game, was it hard or easy for you? For me, all games is hard because we have other professional players in the other side. So nothing in our life is this, and we must prepare for everything. You're going to play on a synthetic pitch in Kiazna. Are you prepared for that? Yes, we trained today in the Syntec. It's not our best choice, but this game, we have this, we must prepare for this game and bring the three points from there.